Al lumea SEO în BC, ediția numărul 161, cu subiectul de Google Analytics. Numele meu este Audaș Giamoașu. O să fiu un fel de MC, omul care plimbă microfonul între cei trei speakeri și care să vă ajută să puneți întrebări. Bun. Înainte de a începe, câteva detalii organizatorice pe care mi-am permis să nu le învăț pe de rost, așa că să le citesc de pe foaie. Probabil că majoritatea le știți deja. În primul rând, vreau să mulțumim sponsorilor, și anume Conversion, Vinescu, Web Digital, True Performance, Retargeting și Digital Force. O să avem în seara aceasta un număr de 3 speakeri care să discute pe subiecte legate de Google Analytics și o să iei număr, urmând ca să avem primele două prezentări, o pauză de 15 minute, după care ultima prezentare și pauza de networking. Numele speakerilor sunt Mihai Andrei, Manager of Operation Web Digital. Vreți să aplaudați după fiecare nume sau la sfârșit? Sau puteți să nu aplaudați? Deloc. Așa. Matei Feșnic, Growth Developer Canopies at Canopy. O să aplaud eu dacă e. Ok. Și Horatiu Voicu, SEM Specialist la Answer. Ok, înainte de a începe, mi s-a transmis că trebuie să vă dau două vești. Vestea cea mai bună e că cele mai bune două întrebări vor primi, mă auziți așa, sau la microfon? Asta nu era întrebarea. Ok, bun. Cele mai bune întrebări de răspunsul se vor ocupa speaker. Vor fi premiate cu o sticlă de vin de la Mișinescu, asistentul meu. Ok. Sunt aici, sunt pline. Ok. Bun. Dacă vă place evenimentul și vreți să mai veniți pe un fel de recurență, să știți că există și anumite pachete de abonamente. Sunt ceva mai ieftine decât cel de RATB. Detalii la domnul Dan Pandrea, organizator. Ok. Bun. Gata cu aplauzele și cu anunțele. Aplauzele furtunoase, dar abia acum încep. O să începem cu prima prezentare. Am avut pauză deja. Ok, bun. Primul speaker în această seară este Mihai Andrei, Manager of Operation la Web Digital. Doi. Mersi de intraoraș. Mersi și de invitația la eveniment. Google Analytics și Analytics în general sunt subiecte de care eu sunt pasionat și mă bucur că pot în seara asta la lumea SEO pe PC să vorbesc cu voi despre ele. Pentru cine nu mă cunoaște sau mă cunoaște foarte puțin, numele meu este Mihai Andrei, mă ocup de partea de operațiuni la Web Digital, de la vânzări, client service, până la departamentul de implementare. Iar de vreo 8 ani accesez Analytics în fiecare zi. Am mai susținut o prezentare la lumea SEO pe PC acum vreo 6 ani. Prezentare în care am vorbit despre top 10 greșeli întâmpinate în conturile de Google AdWords. Iar în ultimii 8 ani am accesat, observat, analizat și interpretat datele din peste 1000 de conturi de Google Analytics. Și cam atât despre mine. Aș vrea acum să aflu și eu câte ceva despre voi. Aș vrea să știu câți dintre voi folosesc Google Analytics. Destul de puțin. Câți dintre voi folosesc Google Analytics în fiecare zi? Avem cu cine discuta, vorbim aceeași limbă, super. Asta este echipa mea, au fost câteva lucruri despre mine. De-a lungul timpului am accesat, analizat și interpretat datele din conturile de Analytics ale unor clienți precum Elefant, F64, Festivalul Untold, Eurolines și așa mai departe.
Înainte de a intra adânc în ce înseamnă Google Analytics sau cum putem folosi Google Analytics în așa fel încât să ne ajute mai bine, de-a lungul timpului, în discuțiile pe care le-am avut cu proprietari de business și oameni de marketing, am văzut că obiectivele lor de business se încadrează în două categorii mari. Unii sunt, au obiective mai mult de dezvoltare și unii au obiective mai mult de optimizare. Deci unii sunt growth-oriented, iar ceilalți sunt goal-oriented. De ce e asta util pentru voi? Pentru că în funcție de obiectivul pe care îl aveți în o anumită perioadă de timp, cu campaniile pe care le faceți sau acțiunile de marketing pe care le faceți, în funcție de obiectivul pe care îl aveți, puteți să și identificați KPI-ii pe care să îi urmăriți în Google Analytics. Nu știu, dacă într-o anumită perioadă de timp sunteți orientați pe dezvoltare, pe growth, puteți urmări numărul de vizitatori noi. Dacă sunteți orientați într-o anumită perioadă de timp pe optimizare, puteți să vă uitați la rata de conversie, cost de revenue și așa mai departe. Mergând mai departe, având în vedere că mulți dintre voi folosesc Google Analytics și câțiva dintre voi folosesc Google Analytics în fiecare zi, cred că ideal ar fi să știm ce nu ar trebui să fie și nu ar trebui să facă Google Analytics. Iar aici am identificat eu două lucruri pe care nu ar trebui să le facă. În primul rând, Google Analytics nu ar trebui să fie judecătorul suprem al acțiunilor voastre de marketing și al surselor de trafic. Adică, dacă vedem niște indicatori în Google Analytics pe traficul organic, Google Analytics, adică nu ar trebui să, organic, tu primești, nu știu, 2 ani cu executare și nu mai faci nicio acțiune de marketing pe partea de SEO. Mai departe, Google Analytics nu ar trebui să sugrume acțiunile voastre de marketing, mai ales în perioada în care ar trebui să desfășoare o acțiune de marketing, trecând de la obiectiv de growth, la obiectiv de optimizare, întorcându-ne la obiectivul de growth, pentru că la final, cel mai probabil, nu vom atinge niciunul din obiectivele care s-au schimbat de-a lungul activității acesteia de marketing pe care le desfășurăm în perioada respectivă de timp. La polul celălalt, o să vă spun ce cred eu că ar trebui să fie și ar trebui să facă Google Analytics. În primul rând, Google Analytics ar trebui să ne ofere cadru și informațiile pentru analiză, în așa fel încât să știm care sunt pașii pe care ar trebui să-i parcurgem în perioada următoare. Și în al doilea rând, Google Analytics este un observator al surselor de trafic și al obiectivelor pe care le setăm în Google Analytics. Cam atât despre ce nu ar trebui să fie și ce ar trebui să fie Google Analytics. Acum, având în vedere că sunt foarte multe informații și foarte multe obiective pe care le poți urmări în Google Analytics, eu am extras 6 pe care le folosesc în fiecare zi când analizez un cont de Analytics. Dacă voi, începând de azi sau de mâine, folosiți 2 din aceste acțiuni, vă garantez că ieșiți în câștig. Primul element despre care aș vrea să discutăm și se discută foarte mult despre tracking, despre monitorizare, este ce vă recomand să faceți. Este să folosiți UTM-uri și UTM vine de la Erkin Traffic Monitor. Erkin este o companie deținută de Google. La momentul acesta nu cred că mai există, cred că s-a transformat în altceva, dar de aici vine prescurtarea de UTM. Practic sunt niște parametri pe care pui link-urilor pentru a putea
observa ce se întâmplă cu audiența care vine din pe acel link, cu reclamele care vin pe acel link și pentru a putea trage la finalul respectivei campanii sau acțiuni, pentru a putea trage niște concluzii. De ce vă spun asta? Vă spun asta pentru că eu sunt targetat, ca voi toți probabil, de reclame pe Facebook. La hover peste reclamă, poți vedea unde duce acea reclamă, fără să dai click pe ea. Mai bine de 50% din reclamele pe care le-am văzut nu aveau acești parametri. Ceea ce înseamnă că advertiserii respectivi nu vor ști cum performează o anumită audiență, cum performează un anumit ad, ce pot afla despre o anumită audiență sau o anumită reclamă. Cum puteți face asta? Căutați URL Builder pe Google și veți vedea mai multe tool-uri pe care le puteți folosi pentru a forma aceste link-uri cu parametri. Cam așa arată tool-ul pe care îl deține Google. Puteți pune parametri de sursă, mediu, campanie, term și content, în așa fel încât să observați diferite elemente în ceea ce privește audiențele și reclamele pe care le folosesc. Următoarele două tipuri de activități sunt preferatele mele și cred că m-au ajutat cel mai mult în acești 8 ani să analizez conturile de Google Analytics. Primul este legat de evoluții sau involuții. În momentul în care analizăm o sursă de trafic sau o anumită campanie pe o anumită perioadă de timp, selectăm perioada respectivă de timp și vedem că acea sursă de trafic sau campanie a adus un număr de utilizatori și am definit nu știu câte obiective. Ne putem raporta și la celelalte surse de trafic în așa fel încât să ne dăm seama cum sunt rezultatele față de celelalte surse de trafic, dar analiza este incompletă. Și ce ar trebui să facem și ce fac eu în așa fel încât să-mi dau seama cum merge sursa respectivă de trafic sau campania respectivă, este să analizez evoluția obiectivului sau obiectivelor. Și aici putem seta un analytics, cel mult două obiective pe care să le urmărim, în așa fel încât să ne dăm seama dacă respectiva campanie sau respectiva sursă de trafic merge înspre mai bine sau înspre mai rău. Iar în perioadele în care merge bine, am putea să ne uităm ce am făcut acolo, în așa fel încât să meargă bine și când a mers rău, ce nu am mai făcut sau ce am făcut greșit de a scăzut performanța acelei surse de trafic sau a acelei campanii. Următorul element, pe cât e de delicios, pe atât e de periculos acum. Acum 2 ani am început să mă uit din ce în ce mai mult la mobile versus desktop. Iar cam acum un an lucrurile au început să fie puțin mai tricky pentru anumite magazine sau pentru anumite site. De ce? De acum un an, traficul de pe mobil a început să crească din ce în ce mai mult, iar acum peste 50% din traficul adus pe site-urile pe care a căror conturi de Analytics le-am analizat, peste 50% din trafic vine de pe mobil. Problema care e? Problema este că performanțele în ceea ce privește tranzacția, rata de conversie, formulare completate și așa, alte acțiuni care ar trebui să întâmple pe site, performanța mobilului este mult mai slabă decât cea a desktop-ului. Și atunci, cel mai important este să analizăm, când analizăm o anumită sursă de trafic, să intrăm și puțin în adâncime și să ne uităm și la performanțele de pe desktop și de pe mobil. Legându-ne și de celălalt element cu evoluția obiectivului, ar trebui să vedem pe o anumită sursă de trafic și cum evoluează traficul de pe mobil.
De ce spun asta? Este că probabil voi vă gândiți că, da, proprietarii site-urilor respective ar trebui să ia niște acțiuni pentru a îmbunătăți site-ul în momentul în care e accesat de pe dispozitivele mobile. Dar e posibil să fie și o problemă de public. Mi s-a întâmplat în anumite cazuri, cu condițiile în care proprietarul site-ului nu a făcut nicio acțiune de optimizare a site-ului pentru dispozitivele mobile, publicul tot să acceseze site-ul de pe mobil și să înceapă și să cumpere de pe mobil. Adică problema s-a rezolvat de la sine, fără să se ia nicio acțiune de improvement în site. Dar la fel, dacă analizăm o anumită perioadă de timp și doar ne uităm la indicatorul absolut pe acea perioadă de timp, nu vom ști dacă site-ul merge mai, înspre mai bine pe mobil sau înspre mai rău. De aceea vă recomand să faceți lucrul ăsta și să vă uitați la performanțele mobilului. Există și situații. Cazul 1 este o situație puțin mai nefericită, n-aș spune chiar nefericită, pentru că se vede clar, volumul de trafic venit de pe mobil este mai mare decât volumul de trafic venit de pe desktop, dar la nivel de obiectiv, mobilul stă mult mai slab ca desktop-ul. Iar în cazul 2, este un caz de succes în care mobilul funcționează mult mai bine decât desktop-ul. Și la nivel de volum, și la nivel de rată de conversie. Uitați-vă la indicatorii ăștia, mai ales dacă sunteți proprietarii site-ului, dacă vedeți că lucrurile se îndreaptă spre mai rău, luați acțiuni. Dacă sunteți consultanți pentru anumiți clienți, scoateți problema asta în față, pentru că e o problemă reală. Următorul element pe care îl analizez eu în conturile de Analytics, e un subiect care a fost dezbătut destul de mult în 2015, acum nu mai este așa de dezbătut, pentru că s-a ajuns la concluzia că nu există un model de atribuire unic care să funcționeze pentru toată lumea. De aceea, eu vă recomand să nu vă limitați doar la analiza last click a surselor de trafic sau a campaniei, ci să intrați și un pic mai în detaliu să vedeți ce se întâmplă și cu celelalte tipuri de conversii, respectiv first click și assisted. De ce spun asta? Pentru că în cazul proprietarilor de business sau a oamenilor de marketing care sunt orientați în anumite perioade pe creștere, ei de obicei iau acțiuni de a aduce trafic nou pe site. Traficul nou care îl aduc ei pe site nu este familiarizat cu site-ul, nu este pregătit în momentul respectiv să cumpere. Și atunci, noi dacă analizăm last click plus direct, vom avea niște date incomplete și există riscul să sublimăm acea acțiune de marketing care ne aduce nouă trafic nou. Aici veți vedea trei screenshot-uri de la același cont, pe aceeași perioadă de timp, ca să vedeți la ce mă refer. Deci e sursa de trafic Facebook Referral. Proprietarul de business respectiv este în de un an și ceva, este într-o etapă de dezvoltare. Iar dacă analizăm sursa asta de trafic care aduce din ce în ce mai mult trafic nou, vom vedea, aici nu se poate pune o segmentare pe lună, dar vom vedea că există o corelație între volumul de trafic nou și volumul de conversii first click. În cazul volumului de conversii last click, graficul este un liniar, adică nu există o corelație între cele două. Și atunci există tendința, mai ales în momentele de creștere, de a subruma acea acțiune de marketing și eventual, în anumite cazuri, de a o tăia de tot, lucru care blochează dezvoltarea. Următorul element pe care îl analizez eu și vă recomand și vouă să îl analizați, este despre calibrarea așteptărilor în ceea ce privește achiziția de clienți pentru voi. La unul din
trainingurile oferite de Google de parte de Sales pentru agențiile de PPC din România, un trainer din Irlanda, cred că era, ne-a întrebat pe toți cât timp ne ia de la primul contact până când semnăm și lansăm campania clientului și câte ori investim acolo. La momentul respectiv eu n-am știut ce să răspund, după care timp de, cred că vreo două luni, am tot strâns datele în așa fel încât să am informația asta. Acum, mi-ar fi plăcut să pot avea informația asta în Google Analytics. Eu nu, n-am putut-o avea, dar voi, mai ales cei care sunteți sau gestionați magazine online sau faceți consultanță în marketing pentru magazine online, aveți informația asta în Google Analytics. Diferă de la site la site, dar ce se întâmplă este că vă calibrează așteptările în ceea ce privește achiziția de clienți, tranzacții, de efectiv. Primul caz este, puteți vedea că aproape sau 50% din tranzacții și peste 50% din revenue este generat la peste 12 zile după ce vizitatorul a intrat prima dată pe site. În cazul 2 veți vedea că este 75% din tranzacții și din revenue se realizează la prima, în prima zi în care utilizatorul a intrat pe site. În primul caz, este ireal să vă așteptați ca tranzacția să se desfășoare în momentul în care ați făcut deployment pe o anumită campanie și să generați revenue exact în ziua respectivă. Mergând mai departe, asta este analiza legată de timeline. Mergând mai departe, sunt site-uri unde utilizatorii intră de cel puțin 40 de ore ca să facă cumpărătura de pe site-ul respectiv. În cazul acesta, sunt peste 32% din tranzacții și aproape 50% din revenue sunt generate după ce utilizatorul face peste 12 interacțiuni cu site-ul. Iar în cazul acesta, peste 50% se fac exact la prima interacțiune cu site-ul. Asta vă spune, vă dă niște informații legate de publicul vostru, în așa fel încât când planificați alte acțiuni de marketing, să știți cam la ce să vă așteptați în ceea ce privește achiziția de clienți. Ultimul, dar nu cel din urmă, element pe care îl urmăresc eu în Google Analytics și de care mă folosesc, este Analytics Interest. O puteți vedea în Audience Interest, aveți acolo In-Market Segments și Affinity Categories. Ce vă spune lucrul ăsta? Și când îl folosesc eu? Îl folosesc în momentul în care planific campanii care să vizeze public nou în GDN și în YouTube. În așa fel încât să știu ce ar trebui să targetez ca și interese și segmente de piață și mai presus ce ar trebui să exclud ca interese și segmente de piață. Decât să faceți o targetare bazată pe gut, pe feeling, mai bine vă folosiți, nu renunțați deloc la feeling, este ceea ce vă face pe voi specialiști, dar incomplet. Aveți informații de care să vă puteți folosi și cu care să vă puteți îmbogăți elementele legate de targetare, în așa fel încât să vă crește șansele să aveți o campanie de succes. Să vedem despre ce am vorbit până acum. Tracking, folosiți, eu folosesc UTM-uri și însemnătura din e-mail. În așa fel încât să știu cine vine de acolo, ce comportament are pe site și așa mai departe. Urmăriți și evoluțiile, nu doar
valorile absolute pe o anumită perioadă de timp. Vedeți cum au mers, cum a performat sursa aia de trafic sau campanie respectivă pe o lună, pe 3 luni, pe 6 luni. Cu cât e mai mare perioada, cu atât e mai relevantă analiza. Desktop și mobil. Asta dacă nu o faceți deja, ar trebui să o faceți de mâine. Pentru că veți vedea niște informații acolo care probabil o să fie, nu vă așteptați să se întâmple așa. Și intrați pe fiecare sursă de trafic și faceți analiza desktop versus mobile și să vedeți rezultate diferite pe fiecare tip de sursă de trafic. Analizați și first click și assisted, nu numai last click. Calibrați-vă așteptările în ceea ce privește achiziția de clienți pe site-ul vostru și tranzacțiile efectuate pe site-ul vostru în funcție de informațiile pe care deja le aveți. Și pentru targetări din ce în ce mai precise, folosiți-vă de interesele pe care le găsiți în in-market segments și affinity categories. Cam atât am avut să vă spun. Mulțumesc frumos! Am un microfon și 200 sticle de vin de dat. Microfonul îl iau înapoi. Eu nu-l iau. Nu vă grămăriți. Dacă nu, pun eu întrebări. Hai. Lăsați opțiunea de autotag, pentru că se transmit toate informațiile în Google Analytics. Alte întrebări? O dată de două? Hai cam eu una. Cât de ușor sau greu e să contorizezi, să monitorizezi clicurile date pe numele de telefon? Bună întrebare. În Google AdWords este destul de ușor, adică în campaniile Google AdWords, dacă folosești Call Extension, poți vedea câte apeluri ai avut pe butonul de click. Nu știu dacă la asta te referi sau la clicurile pe numărul de telefon din site. Ambele. Era mai adică cu o întrebare generică, pentru că se pare destul de important. Ok. Adică să targetezi și asta. Asta este puțin din Google Analytics, intră puțin în AdWords Analytics. Da, aveți informații despre și despre primele 4 cifre ale numărului de telefon care v-a sunat într-o anumită perioadă de timp, într-o anumită zi. Adică poți merge chiar în detalii. Răspuns? Ok. Alte întrebări? Să știți că eu nu particip la tombola pentru vin. Așa că puteți să încercăm. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, mulțumim. Mersi și eu. Ok. Mulțumim, Mihai. Urmează Matei Feșnic, Growth Developer care Canopy. Canopy, mă scuzați. Sunt nou în numele ăsta. Da, vreau să vă mulțumesc în primul rând că ați venit aici și că v-ați luat puțin timp din seara asta să ascultați ce am de zis. Și din motivul ăsta m-am gândit cum pot eu să aduc expertiza mea care în final e de programator mai mult decât de marketer cum i-am Mihai sau Alcunațiu. Și stau și aduc un întrebare pentru voi pe subiectul ăsta. Și la ce m-am gândit a fost Call Tag Manager. Un produs destul de tehnic din ce am văzut eu feedback cu oamenilor care îl folosesc și de care mi se pare că foarte multă lume se ferește, deși e foarte simplu. Prin urmare, titlul prezentării mei este The Power of Call Tag Manager. Despre mine.
Peste aia va merge în următor. Voi vă vorbi despre mine întâi. Voi spune ce am făcut eu până acum, care este experiența mea, de ce ar trebui să mă ascultați pe tema asta. După voi prezenta puțin Google Tag Manager, ce este, ce face, ce nu face. Și apoi voi merge pe structura unui tutorial, oarecum, și voi arăta cum se fac niște lucruri foarte simple în Google Tag Manager. Prin urmare, despre mine. Primul meu contact, de fapt, cu lumea asta de digital a fost acum un an. M-am înscris la Online Marketing Academy, era un fel de training de vremea aia. Și, practic, țineam primele și training legate de AdWords, dăm examenele de AdWords Fundamentals și Search sau Display. La sfârșitul programului eu am luat maxim la ambele certificări și așa m-am să recunosc pe Cristian Ignat, fundatorul Canopy, e și el aici. Așa. Și de acolo m-am ajuns să lucrez la Canopy, poziția de Growth Developer. Practic, ce fac eu este că folosesc cunoștințele mele de programare pentru a identifica și capitaliza oportunități de creștere pentru agenție. Ăsta eram eu după ce am certificat la UMA. E bine că se vede scrisul la poza asta. Da, întâlnirea mi-a schimbat ochelarii. Și aici sunt eu acum la Canopy. Vedeți aici cum lucram și este și nobii pisica noastră acolo supravegându-ne, nu cred că se vede prea bine. Asta e. Bun. Despre Google Tag Manager. Google Tag Manager este numele dat de Google, este un tag management system. Practic ce face el este că vă permite să adăugați diferite coduri în site. Analytics, remarketing, conversion tracking, forjab, marketizator, uniconvert, absolut orice. Fără să mai pare să vizită pe la programator. Ui, acum eu vă întreb, din punct de programator, cât de mult drag așteptați contact cu oamenii de la development când vreți să puneți un cod pe site? Nu înțeles. Da, vă știu ce semne din spate, nu tocmai ok pentru programatori. Bun. Practic, ce aduce nouă soluția asta este că vă permite să puneți orice cod vreți pe site, fără să mai aveți vizita aceea foarte frumoasă cu oamenii de la development. Prin urmare, cum ai se poate instala diverse coduri pe site, se pot adăuga și niște event tracking-uri prin care fără să mai adăugați un cod, doar monitorizați anumite event, eu știu, clicul pe un buton, clicul pe un completarea unui formular, valoarea unui câmp al formularului și tot așa. Și asta ar fi cam în mare ceea ce face tool. Evident că lucrurile astea devin ușor mai complexe, mai sofisticate și se poate ajunge într-un detaliu foarte larg. Prin urmare, acum vine partea tutorialului și aici așa, care sunt chestiile care vă pot aduce cu un plus cât mai repede și de care ați beneficia folosirea prin Google Tag Manager. Prima manuncă ar fi instalarea, nu se poate fără. Apoi, Universal Analytics, adică versiunea nouă de Analytics pe care puteți să o puneți pe site, tag-ul de remarketing și, într-un final, mai și acolo, clicul pe un buton. Acum, clicul pe un link pe un buton este același lucru, deci ce am pus acolo puteți extrapola foarte ușor. Cristi, sunt curios. Câți dintre voi folosesc Analytics, e clar. Cristi, voi folosesc Google Tag Manager. Wow. Ok, super. Atunci știi era cum se instalează. Efectiv, doar se creează un cont pe tagmanager.google.com și apoi, cum am zis, va prea două semente de cod. Unul puneți în head, mai aproape de începutul head-ului și celălalt trebuie să-l puneți imediat la începutul tag-ului body. Aici am pus un screenshot cu cum arată când îți faci un cont și cum arată codul efectiv de Google Tag Manager. Poți să instalare unul foarte simplu, nu cred că durează mai mult de un minut. De altfel, ceea ce vreau să demonstrez este că toate procesele care au loc prin Google Tag Manager durează foarte puțin și sunt foarte simple. Primul exemplu, Universal Analytics. Este codul de Analytics prin care vedeți apoi toate metricele pe dashboard-ul vostru. Aici o să vorbesc înainte să zic cum se pune codul despre structura Tag Manager. Avem aici text. Texturile practic sunt segmentele de cod care sunt declanșate pe site de niște triggere. Triggerele sunt un fel de eventuri care au loc și ele declanșează tag-ul să înregistreze acel lucru. Iar triggerele sunt bazate pe niște valori pe care le iau variabile. Avem acolo variables sub triggers. Și pentru a mai ies cu variabilele și începem, și trebuie să facem
nu e o variabilă data asta. O variabilă, în cel mai larg sens, este o pereche nume-valoare. Și vom face o variabilă între UAID, Universal Analytics ID. Acolo o să aveți o listă la fiecare opțiune, la variable type alegeți custom și valoarea este codul vostru de analytics, pentru că îți vreți să-l puneți pentru orice cod puneți pe Project Manager și așa numai să scrieți de fiecare dată. După ce ați spus variabila asta, vă duceți la tags și faceți un nou tag în care puneți ca tag type Universal Analytics, ceea ce vreți să puneți pe site. Tracking ID-ul trebuie să puneți acum direct variabila, nu mai trebuie să scrieți ID-ul. Și track type page view. Și asta este tot. După aia alegeți ca trigger all pages, este singurul trigger pus acolo. Și puteți doar să-l luați într-o listă. Și gata, ați instalat Universal Analytics. Dar orice procedură ăsta în Tag Manager nu poate să dureze mai mult de 2 minute. La standard din marketing, am ales standard pentru că la dinamic e puțin mai complicat. Am zis că decât să intre detaliu foarte mare și să nu fie foarte clar, mai bine merg pe asta și după aia e doar un fel de add-on ce trebuie pentru dinamic. Pentru asta, intrați în platforma AdWords la Shared Library la Audiences și când dați acolo, să vă apară Create a Remarketing List și Setup Remarketing. Dacă apăsați pe Setup Remarketing, va apărea această fereastră care are acolo codul vostru. Codul ăsta de remarketing, n-am pus o poză și cu el, are un conversion ID, o variabilă. Acea variabilă are o valoare care este un șir de cifre și doar luați acel șir de cifre și îl puneți acolo la conversion ID într-un tag pe care îl faceți cu tag tag de data asta, nu Universal Analytics, ci AdWords Remarketing. Iar trigger-ul pages și efectiv asta este tot. Acum, ultima chestie, puțin mai complicată și aici aduc și knowledge-ul meu de coding. Am zis că așa, de exemplu, am văzut că multe lume când face tracking pe un click sau pe un formular, apelează la un programator și nu mi se pare că e nevoie. Eu sper că după ce vă arăt asta, să puteți și voi să faceți asta. Și se merge pe următor. Am intrat pe site-ul Canopy și aia este pe ce link, pe ce buton să înregistrez click-ul. Și am văzut butonul ăsta acolo, hai sus. Și aia să înregistrez pe el. Am apăsat Ctrl-Shift-C sau Command-Shift-C dacă sunteți pe Mac și mi-a apărut codul sursă pentru elementul respectiv. Și văd acolo ce am. Am o adresă, am tag-ul ăla de A, care este tag-ul pentru link-ul din HTML și după aceea trebuie să mă uit dacă am ceva după care pot să aleg tag-ul ăla specific, un ID, un class, ceva care să identifice. Și văd care class, ăla foarte lung, care este un set de mai multe class-uri. Tot ce fac este să dau copy-paste la setul ăla de class-uri. Mă duc în built-in variable să se verific că am variabila click precis aleasă. Dacă nu am, dau apăs pe configure și o aleg de acolo. După aia fac trigger-ul unde pun click just links, că vreau doar pe link-uri. Apăs acolo, după aia pe trigger fires la panel, mă întreabă, vreau pe toate link-urile sau doar pe unele? Și aleg că vreau doar pe unele și ca acele link-uri să aibă click precis egale cu clasa aceea pe care am dat-o copy-paste de acolo. Și asta e toată partea care ține de coding, efectiv, în înregistrarea asta. După aia fac tag-ul la fel, Universal Analytics, pun acolo variabila pentru tracking ID, track type-ul, fac event, și acolo la category check și îmi puneți cum vreți voi să vă apară în dashboard-ul de analytics. După aia, la label, aici puteți să puneți label-ul unui event înseamnă un fel de proprietate care să vă și pe voi să identificați de unde vine eventul ăla sau ce e special la el. Eu am ales click-urile pentru asta. La value puteți să lăsați liber și la no interaction hit este vorba despre dacă voi vreți în cazul în care e prima pagină pe care a intrat utilizatorul să se înregistreze ca bounce rate sau nu, trebuie să stați acolo, anume, dacă puneam no interaction hit e true, atunci înseamnă că dacă acel event avea loc, nu se mai ieșea ca bounce rate dacă userul ieșea de pe site, dar nu am pus pentru că link-ul acela duce tot pe site-ul nostru și nu s-a înregistrat ca bounce rate oricum. După aia am ales ca trigger, trigger-ul pe care tocmai l-am făcut. Și asta e tot. De aici am dat preview. Preview este o opțiune pe care o aveți în Tag Manager ca să vedeți dacă tag-ul pe care l-ați făcut chiar funcționează. Aici este cum apare opțiunea de preview pe site. Văd că mi-a apărut tag-ul de remarketing, tag-ul de la Facebook și un tag ca să am făcut de noi. Și acum o să apăs pe buton să vedem dacă mi-apare și tag-ul meu. Și apoi ștergul meu, nu e Photoshop, chiar a mers. Și... da, am zis că poate există posibilitatea asta.
Și atunci aș putea pot să dau publish. Am apăsat pe ceva aici. Opțiunea acolo de publish. Cum a spus și Mihai înainte, este important să știm ce obiective avem într-o anumită perioadă pentru magazinul nostru. Așa că e clar să punem numai anumite tag-uri care știm că sunt cele mai importante pentru noi, pentru că altfel se și îngreunează site-ul și se calcă mult mai greu. Dar mi-am permis să pun și poza asta la sfârșit. Și asta a fost prezentarea mea. Dacă aveți voi întrebări. Să știți, dacă nu puneți întrebări, o să bănuiesc că sunteți băieți cu Domnul de acolo, să iertă un pic. Ok, am eu o întrebare, fii atent, una și reată. Ce întrebare te aștepta să primi din sală? Ce întrebare te aștepta să primi din sală? Sau una care este foarte comună legată de subiectul ăsta, că am văzut destul de multe. Cea mai comună întrebare legată de subiectul ăsta este asta, cum pot să fac eu singur să înregistrez evenimentele astea de pe server? Lumea se sperie când au trebuit în codul sursă. Ceea ce mi se pare că nu ar trebui să fie, și mai arăta cât de simplu este. Doar mergeți pe un element din site, apăsați Ctrl-Shift-C și după aia doar vă uitați după un ID sau un CRES și aveți tot ce vă trebuie ca să ieșați în Web Tech Manager. Nu e nevoie de niciun feature tehnic, nicio cunoștință în plus față de cele de Analytics și un pic de HTML. Clasa poate să fie comună și cu alte elemente. Poftim? Clasa poate să fie comună și cu alte elemente, adică trebuie să te uiți mai mult, nu știu, după ID. Da, în cazul în care clasa e comună cu alte elemente, avem aici, poți să pui check validation. Și dacă aveți check validation, poți să alegi tu o opțiune separată care să ia numai evenimentele acelea. De exemplu, dacă eu avem aceeași clasă la mai multe butoane pe mai multe pagini, aș fi mers acolo la check validation și aș spus page path contains cealaltă pagina respectivă. Și așa știam că înregistrez numai ce trebuie. Da, vreau să te întreb ce faci pentru o persoană care nu știe deloc programare, cum urcă chiar codul de tag manager acolo, lângă head și lângă body. Mulți de aici, habar n-avem, eu am încercat de vreo două ori și am făcut praf site. Da. Ok. Este foarte simplu, părea mea, document HTML. Lumea ce că trebuie, am citit pe site cu Google că diferența între Analytics și Tech Manager este că trebuie knowledge de HTML, JavaScript și DOM. Nu știu, mie nu mi se pare neapărat că e așa. Tot ce să știi, părerea mea, ca să faci asta, este că un document HTML are două părți mari, head și body, care au un opening text și un closing text, pe care le puteți diferenția după faptul că una scrie head între două, nu știu cum să le zic, paranteze, iar la cealaltă apare și un backslash înainte de ultima paranteză și acolo știți că se termină. Mai bine dă programatorul, orice măcar codul de tag manager, după aia spune. Nu, ok, da, bun, pentru cadrul codului tag manager, da, aia poate face programatorul, dar de acolo... Ok, da, Ca o completare, ce mai făceam eu, așa, pe sfaturi pentru oamenii tehnici, tocmai ca să nu ne complicăm, mai ales dacă erau site-uri pe WordPress, îi rugam să pună într-un widget din ăla text, să bage codul. Și chiar dacă nu se nimerea să fie în head, cumva mergea și așa. La unele, de obicei, merge și partea asta, cel puțin, nu știu, codul de Facebook, remarketing și alte coduri de tracking. De obicei, merg și dacă le bagi în widget-ul de text de la, din WordPress normal. Dar e posibil să și nu meargă. Eu până acum mi-am mers, dar, hey. Da, regale ce ai să urate, sunt curios. Câți dintre voi au sau lucrează la un magazin de e-commerce? Ok. La magazin de e-commerce, dacă aveți cum ai pe WordPress, pe Magento, PrestaShop, OpenCart, orice platformă, de asta nu e făcut custom de la zero, atunci cel mai probabil aveți niște plugin-uri, de exemplu, dacă vrei să aveți pe magazin de e-commerce, Enhanced E-commerce Tracking, care e foarte complicat de setat de la zero. Sunt niște plugin-uri de Magento, OpenCart, care fac asta, doar instalezi plugin-ul și gata, ai Enhanced E-commerce Tracking, de exemplu, și cred că e unul și pentru Tag Manager. Mai în cazul iarăi, poți direct să instalezi plugin-ul și mai trebuie să intri niciun cod sursă.
Puteți să începe să vedeți dacă mergi. Păi și pe WordPress sunt. Da. Ok. Mulțumim. Mai sunt întrebări? Stai să vă mulțumesc degeaba. Mai sunt întrebări? V-ați vorbit? Ok. Mulțumim, domnul Chiară Cuiesc Matei. Urmează o pauză de... Urmează o pauză de aplauze. Ok. 15 minute de networking și eventual întrebați chestii care n-ați vrut să le întrebați cu mine, dar care nu se putea să networking. Și revenim cu Horațiu de la Answer să vorbim despre SEM și Fashion.